Un accident rutier a avut loc la Timișoara. O femeie a fost rănită și transportată la spital și cinci mașini au fost avariate. O femeie în vârstă de 31 de ani a condus un autoturism pe strada Samuel Micu, iar la intersecția cu bulevardul Simeon Bărnuțiu a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 33 de ani, care circula pe bulevardul Simeon Bărnuțiu. Acesta, din urmă, fiind proiectat în alte trei autoturisme staționate în coloana formată pe porțiunea de drum. În urma evenimentului a rezultat o victimă respectiv o femeie în vârstă de 45 de ani, conducătoarea unui autoturism aflat în coloana staționată, șoferița a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, în cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.